Ministrul Muncii s-a întâlnit cu pensionarii la Târgoviște, fiind abordate temele curente ale sistemului de pensii. Vârstnici au vorbit și despre dificultățile care apar la încadrarea în grupele de muncă. În ceea ce privește calculele de viitor ale executivului, Rovana Plumb a arătat că se ia în considerare creșterea pensiilor mici. Guvernul în continuare va lua măsuri în așa fel încât să putem ca cei 2,4 milioane de pensionari care au pensia sub 7 milioane să primească un venit suplimentar la pensie, astfel încât să se poată asigura cât se poate un trai decent. Ministrul a vorbit despre posibilitatea creșterii pensiilor din 2015 cu cel puțin 4,5%. Ceea ce privește pensiile, nu se vor tăia pensiile cât timp vom fi la guvernare, nici salariile nu se vor tăia sub nicio formă. Aș vrea să vă spun că în ceea ce privește pensiile, pentru anul 2015, în momentul de față, putem prognoza o creștere minimă de 4,5%, însă este posibil ca urmare a creșterii economice, această majorare să fie mai mare de 4,5%, dar în momentul de față datele indică 4,5%. Desigur că lucrăm împreună cu doamna președintă Ciutan, cu Casa Națională de Pensii, cu Direcția de Asigurări Sociale, cu Ministerul de Finanțe, astfel încât încadrându-ne în cadrul fiscal bugetar, să putem din 2015 să majorăm pensiile mici.